Numărul românilor care reușesc să economisească bani a scăzut în timpul pandemiei față de perioada anilor trecuți. Asta arată datele unui sondaj realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie. Aproximativ 4 români din 10 reușesc să facă economii pe timpul pandemiei. Proporția celor care reușesc să pună bani deoparte a scăzut comparativ cu perioada dinaintea pandemiei. Circa 35% din români spun că pandemia i-a prins fără bani puși deoparte, proporția acestora fiind cea mai ridicată din Europa. Dacă ar mai fi făcut și altul, poate aș fi făcut și eu, dar eu mai am și doi care stau degeaba acasă, că n-au servicii. Deci motivul pentru care nu ați putut să economisiți este faptul că nu sunt venituri? Păi bineînțeles. De unde să fie? Noi suntem pensionari ai bătrâni și ținem copii ca voi. Avem grijă de cât mai trăim. Și pe urmă, fiecare cu ce dă Domnul. Nu mai știm, nu mai știți nici voi. Schimbările în privința modului de cheltuire a banilor sau de economisirea lor îi fac pe oameni să se simtă mai mult sau mai puțin confortabil cu nivelul economiilor lor. Numai din pensie, să știți. Dacă ești om chipzuit, poți să economisești. Și economiile în ce le investiți? În sănătate? În... Nu. Le-am depus la bancă. Așa că... Deci am o pensie medie, de profesie sunt inginer, am o pensie, zic eu, care îmi asigură traiul mie și soției. Un trai decent, nu? Un trai mai extravagant, să spun cuvântul. Dar cred că ar trebui... ca pensiile să fie cum au fost înainte de 90. Atunci era o mai mare echitate. Acum fiecare și-au făcut legi ca să poată să ia de la stat cât mai mulți bani. Bani pe care ei nu i-au dat. Românii pun deoparte în medie cam 200 de lei pe lună. Salariile și pensiile prea mici față de cheltuieli sunt motivul pentru care puțini reușesc să aibă ceva rezerve la bancă. Cei care reușesc să pună bani pe bani fac asta cu gândul la zile negre, iar alții să meargă în vacanțe.